filmulețul care a făcut înconjurul lumii, Benuț este parte activă într-un show erotic alături de Alina Plugaru. Asta este tot ce vă putem arăta la ora actuală. Așa că vă lăsăm pe voi să vă imaginați deznodământul. Mireasă pentru fiul meu. Filmulețul e lung. E lung și este foarte condimentat. Dar nu putem. Cât are filmulețul? Cât? 5 ore? Nu, am glumit. Nu are glumă. Nu. Dar a fost un filmuleț în care s-a ajuns după aceea la mișcări extrem de explicite și, mă rog, știi tu mai bine. Cine vrea să-l vadă, să-l vadă pe internet. Era cenzurat, oricum, Adică aveam... Poftim? Era cenzurat. Pe filmuleț? Adică în sensul că nu eram gol. Eram cu ceva pe mine. A, tu erai cu ceva pe tine, da. De asta zic, cine vrea mai mult, nu aici, nu la această oră. Să ne facă și nouă activitate de asta. Ce ai spus? O activitate de asta, dacă se poate să ieșim și noi. Am fi încântați. Bun. Dănuț. Deci, trebuie să înțeleagă lumea că tu ești în general un om mai deschis la minte. Adică nu-ți pui singur oprele în jinastea, vai de mine, nu mă duc că nu știu ce, nu te dai fată mare dacă nu e cazul. Așa, în general ești un om mai nebunatic. Intri în joc. Și plus de asta eu nu sunt persoană publică, nu știu de ce m-ar fi. Acum, de când ați intrat, sunteți cu toți? Acum, da. Nici, păi oricum n-a interesat pe nimeni persoana ta până când n-ai apărut. Păi chiar și așa nu mă consider persoană publică. Păi tu nu te consideri, dar pentru foarte mulți ești. Că fiecare, când apare acolo, într-un filmuleț acolo, ei pot să se considere, mamă, sunt persoană publică, nu. Persoanele publice sunt cele care sunt consacrate și le știm. Noi restul suntem doar niște oameni. Foarte bine. Niște concurenți, până la urmă. Foarte bine. Deci asta a fost pe scurt chestiunea care a apărut în presă despre tine, ca să știi și tu. Probabil într-un fel asta e și o reclamă pentru anumite persoane. Da, ți-am spus, pentru bărbați e o chestiune cu care ei pot defila. Pentru cine reclamă? Pentru Alina sau pentru tine? Pentru Alina. Pentru tine? Oarecum ați făcut o reclamă mie, nu mă simt așa. Cui? Mie. Păi vezi, tot rău spre bine. Adică vreau să văd partea bună până la urmă. Dar n-a zis nimeni că trebuie să vezi paia rea. Deci toate... Unii poate vor să scoată partea aia rea din mine. Poftim? Unii poate vor să scoată cine partea rea. Nu știu, zic și eu așa. Ok, hai, uite, ai transpirat tot, ia uite cum arată cămașa. E cald aici, da. Hai.